Garda de mediu a amendat cu 100.000 de lei benzinăria care a vândut motorină unei firme, la rândul ei sancționată cu 8.000 de lei, într-un rezervor din plastic de 1.000 de litri, care s-a răsturnat pe șosea în seara în care toți oamenii au rupt benzinăriile în două. Potrivit sursei citate, operatorul economic care a comercializat carburantul nu a respectat prevederile autorizației de mediu deținute cu privire la activitatea desfășurată, având în vedere că era obligată să realizeze alimentarea cu carburanți numai în rezervoarele vehiculelor. De asemenea, comisarii gărzii de Mediu au controlat și sancționat cu amendă de 8.000 de lei și suspendarea activității agentul economic care a împrăștiat carburantul pe carosabil pentru că nu deține autorizație pentru transportul și stocarea combustibililor. În urma verificărilor făcute s-a constatat că societatea controlată a comercializat o cantitate de 600 de litri de motorină către un operator economic care a fost încărcat într-un recipient de plastic neomologat, capacitatea de 1000 de litri și transportat într-un vehicul în societății cumpărătoare. Au fost stabilite măsuri privind respectarea autorizației de mediu cu monitorizarea permanentă în cazul în care încărcarea carburanților se face de către client, monitorizarea suplimentară a factorului de mediu apă, apă uzată menajeră, apă tehnologică și pluvială și apă subterană, foraj de observație cu prezentarea buletinelor de analiză în vederea verificării eventualelor efecte ale incidentului.